Fostul ministru al apărării în perioada guvernării comuniste, Valeriu Pleșca, este candidatul Partidului Social-Democrat European la alegerile prezidențiale din acest an, în timp ce liderul PSD-e Ion Sula susține că această candidatură a fost aprobată în cadrul ședinței biroului permanent al formațiunii. Vicepreședintele acestuia, RMI Priseașniuc, se arată nemulțumit că a fost desemnată netransparent o persoană care nu face parte din partid. Anterior, PSD a anunțat că îl va înainta la funcția de președinte al țării pe fostul rector al Academiei de Studii Economice, Grigore Belostecinic, însă acesta a anunțat ulterior că își retrage candidatura. Urmarea discuțiilor și consultărilor cu membrii partidului, Biroul Permanent al Partidului Social-Democrat European a decis în ședința de ieri să-l înainteze pe domnul Valeriu Pleșca la funcția de președinte al Republicii Moldova. Trebuie să recunosc că pentru noi, cei din Partidul Social-Democrat European, această decizie este una de maximă responsabilitate. Conștientizăm miza mare a pasului pe care l-am făcut astăzi, dar suntem siguri că efectele acestei decizii vor fi benefice pentru formațiune și țară. Vicepreședintele PSD-e, RMI Priseașniuc, și-a manifestat indignarea cu privire la desemnarea lui Valeriu Pleșca la alegerile prezidențiale, subliniind că decizia PSD-e demonstrează o lipsă de respect față de proprii colegi și membri. Consider că procesele decizionale trebuie să fie transparente și inclusive. Din păcate, recentele evenimente au demonstrat o lipsă de respect pentru aceste principii fundamentale. În acest context, urmează să iau o decizie referitoare la activitatea mea de vicepreședinte și membru de partid. Sper că această reflexie va sublinia necesitatea unui dialog intern mai profund și a unei realinieri cu valorile noastre fundamentale, dar și va schimba atitudinea conducerii partidului față de proprii membri, a scris Priseașniuc. Între timp, actualul om de afaceri Valeriu Pleșca a fost ministru al apărării între anii 2004-2007, dar și fost deputat în Parlament între 1998 și 2004, a mulțumit echipei PSD-e pentru încrederea acordată. Noi ne asumăm, atât eu cât și susținutul de Partidul Social Democrat European, să ajungem în acest scrutin, să învingem, să întărim parcursul țării noastre în spațiul european. Până acum, peste 12 candidați și-au anunțat intenția de a participa la alegerile prezidențiale. Printre ei se numără actualul președinte al țării Maia Sandu, fostul prim-ministru Vlad Filat, fostul prim-ministru Vasile Tarlev, fostul ministru al afacerilor externe Tudor Ulianovski, președintele PDCM Ion Chicu, liderul formațiunii Partidul Nostru Renato Usatăi, fostul președinte al platformei Demnitate și Adevăr Andrei Năstase, fostul procuror general Alexandru Stoianoglo, fosta bașcană Găgăuziei Irina Vlah și jurnalista Natalia Morari. În aceeași listă mai figurează ex-procurorul anticorupție Victoria Furtună și vicepreședintele Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, Ștefan Savițchi. Scrutinul prezidențial va avea loc în data de 20 octombrie, concomitent cu referendumul republican constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.